Cristin Popa, directorul executiv Direcției Monitorizare și Control din Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Vă rog. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație la încă un eveniment foarte reușit și în numele industriei cred că vă pot mulțumi pentru dezbaterile pe care le-ați făcut de-a lungul timpului. Dacă îmi permiteți un alt cuvânt cheie pe care să-l folosiți, este adaptabilitatea. Iar prin acest cuvânt cred că v-ați adaptat foarte bine să organizați evenimente și fizic și online și hibrid cum este acesta. Vă mulțumesc foarte mult pentru subiectele pe care le-ați supus dezbaterii de-a lungul anului. În ceea ce privește autoritatea de reglementare în comunicații, pot preciza faptul că sectorul de comunicație a trecut testul suprem în această perioadă. A trecut testul în care, datorită pandemiei și a restricțiilor impuse de distanțare socială, traficul de date și de internet a avut creșteri istorice. Iar serviciile noastre și rețelele pe care le avem în România se pare că au rezistat și au rezistat foarte bine. Îmbucurător a fost faptul când am constatat după prima jumătate a anului 2021, din datele statistice, că acea creștere cu care ne obișnuisem, acea creștere istorică, a revenit la o creștere normală, predictibilă și sănătoasă, ceea ce arată o stabilitate a pieței de telecomunicații din România. Ce pot spune din ANCOM pentru 2021? Dintre instrumentele ANCOM vă pot spune că portabilitatea la 13 ani are peste 8 milioane de portări. Ai semnal aplicația harta cu măsurătorile cu măsurători efectiv făcute pe teren. Anul acesta au fost încărcate ultimele măsurători pe telefonie mobilă, pe fiecare tehnologie și fiecare operator în parte. La jumătatea anului am venit cu o analiză în profunzime în zonele de graniță unde avem risc involuntar de roaming, iar acum suntem în plină campanie pentru a măsura zonele în care operatorii au declarat că au modificări substanțiale în rețelele lor. Un alt instrument este monitor MF, unde cei care se tem de radiații și de noile tehnologii își pot verifica în zona unde se află nivelul de câmp. Iar în acest an am făcut un upgrade să fie mai util și mai prietenos pentru utilizatorul final, care nu este foarte în temă cu partea tehnică. Și nu în ultimul rând, și aplicația și instrumentul Netograf a fost adaptat pentru toate terminalele de pe piață care sunt acum disponibile. Ce mai pot spune despre 2021 ca o retrospectivă? Legea 5G, legea 163, a fost adoptată de Parlament, este legea cheie care a putut demara celelalte discuții, care transpune memorandumul cu partenerul strategic al Statelor Unite. Iar adoptarea legii ne-a dat posibilitatea să putem organiza o primă licitație de spectru pentru benzile de frecvență nealocate în licitațiile trecute, în 700, 2600 și 3436. Licitație care s-a finalizat, pe de o parte a adus 43,4 milioane de euro la bugetul de stat, dar foarte important este că operatorii și-au putut lua spectru suplimentar pentru a putea dezvolta mai calitativ rețelele pe care le dețin. Tot în acest an suntem în procedură finală în Senat cu transpunerea codului comunicațiilor electronice în procedură de urgență și suntem încrezători că până la sfârșitul anului va fi transpus, ceea ce va genera pentru 2022 modificări substanțiale a legislației secundare. Și așa cum sunteți obișnuiți, autoritatea va face asta cu maximă transparență. Vom invita toate componentele interesate și care sunt afectate de aceste modificări și sperăm ca în prima jumătate a anului să veniți cu legislația secundară la zi.
Și nu în ultimul rând, pentru 2022, având și codul adoptat cât mai repede, vom putea organiza a doua parte a licitației de spectru pentru benzile de frecvențe noi lansate pentru dezvoltarea tehnologiei 5G în 700, 1500 și probabil că vom face licitația și în 3438 cu intrare în vigoare din 2026. Dacă îmi permiteți, asta a fost o retrospectivă scurtă a anului care s-a încheiat și o previziune pe termen scurt 2020. Mulțumim. Concluzia e că stăm bine, viitorul sună bine, nu? Cel puțin în comunicații. Nu îmi permit să spun că viitorul sună bine, că era un brand a unui operator. Dar da, stăm foarte bine, iar un alt cuvânt de ordine ar fi 5G și poate și inovarea pe sectorul telecom pe care îl reprezint. Mulțumim frumos! Eu vă mulțumesc pentru invitație și succes în continuare!